Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Dragi ascultători, prăznuim cu toții schimbarea la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O minune săvârșită de Mântuitorul pe muntele Taborului, minune prin care ne-a arătat că El este Fiul lui Dumnezeu și prin care apostolii au văzut lumina cea pururea fiitoare, lumina necreată a lui Dumnezeu. Despre această lumină vom vorbi astăzi în cadrul emisiunii noastre. Rămâneți pe frecvențele Radio Trinitas. În epistola sobornicească a Sfântului Ioan, la capitolul 1, versetul 5, citim că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric întru El nu este. Comentând aceste cuvinte, fericitul Augustin avea să spună că Sfântul Ioan pomenește lumina, dar cuvintele sunt obscure. Și soarele este lumină, și luna este lumină, și candela este lumină. Trebuie să fie ceva cu mult mai mare decât acestea, cu mult mai însemnat și mai înalt. Cu cât Dumnezeu se deosebește de făptură, cu cât ziditorul este mai presus de zidire, cu cât înțelepciunea se deosebește de ceea ce s-a făcut prin înțelepciune, cu atât mai departe de toate acestea trebuie să fie lumina aceasta. Și poate ne vom apropia de ea dacă vom cunoaște ce este această lumină și ne vom sârgui să fim luminați de dânsa. În noi înșine suntem întuneric. Putem fi luminați de acea lumină, iar nu rușinați, dacă ne rușinăm de noi înșine. Cine este cel ce se rușinează de sine? Cel ce cunoaște că este păcătos. Cine nu este rușinat de lumină? Cel ce este luminat de ea. Ce înseamnă a fi luminat de ea? Cel ce se vede deja întunecat de păcate și dorește să fie luminat de ea, se apropie de lumină. De aceea zice psalmistul, apropiați-vă către dânsul și vă luminați și fețele voastre nu se vor rușina. Nu te vei rușina de lumină dacă atunci când te va arăta întinat, îți vei urî propria întinăciune ca să vezi frumusețea luminii. Așadar, dragi ascultători, Dumnezeu este lumină. Și nu una oarecare, ci una care se răsfrânge asupra întregii creații, pătrunzând în cele mai tainice locuri, așa după cum reiese și dintr-un fragment din lucrarea Închinare în Duh și Adevăr, ce aparține Sfântului Chiril al Alexandriei. Iată ce ne spune Sfântul Părinte. Dacă și nouă celor din lume ne sădește lumina Dumnezeu, El trebuie să se bucure că înainte de toate celelalte, având-o în firea proprie. Sau dacă socotesc unii că nu-i așa, li se va putea spune celor ce s-au hotărât să cugete astfel. Înțelegeți neînțelepților din popor și înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit ureche, oare nu aude? Sau cel ce a plăsmuit ochiul, nu vede? Căci viu este cuvântul lui Dumnezeu și lucrător și mai ascuțit decât o sabie cu două ascuțișuri, pătrunzând până la despărțitura sufletului și a duhului, a încheieturilor și la măduvă și deosebind gândurile și sfaturile inimii, și nu este zidire nearătată înaintea Lui. Toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Lui. Citim în Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel. Din citatele prezentate reiese că atotștiința lui Dumnezeu copleșește întreaga făptură. Și nu este acesta un aspect negativ. Problema nu constă în faptul că Dumnezeu ne vede și că ar trebui să facem lucrurile fără ca Dumnezeu să ne vadă. Aici nu se poate aplica regula că hoțul neprins este negustor cinstit, pentru că tot ceea ce facem și tot ceea ce gândim este foarte bine știut de Dumnezeu. Iar faptul că Dumnezeu știe tot ar trebui să ne pună în gardă și să conștientizăm că vom da răspuns pentru toate gândurile și faptele pe care le-am săvârșit.
Pentru a nu fi rușinați în acel moment, e necesar ca încă din această viață să ne umplem de lumina dumnezeiască. Căci iată ce ne spune Sfântul Chiril al Alexandriei. Precum soarele nostru dă lumină ochilor noștri, trupești, lumina cea prin Duhul se sălășluiește ca o rază spirituală în cele din lăuntru și ia loc în inimă. Iată deci că lumina aceasta dumnezeiască, sau lumina învierii, lumina sfintelor sărbători de care vorbim adesea, nu este o lumină fizică, ci una divină care ne insuflă pace, liniște și bucurie. Dacă vreți, este o cercetare a lui Dumnezeu asupra celor curați cu inima, a celor fără vicleșug, care lucrează și își doresc mântuirea. Totuși, ce se întâmplă atunci când sufletul acela luminos, îmbrăcat cu haina luminoasă a botezului, se întunecă? Ce se întâmplă când păcatele și patimile murdăresc sufletul și îl lipsesc de lumina cea dumnezeiască? Sfântul Macarie, egipteanul, de exemplu, se întreba și el, cum se transformă un suflet rănit într-un suflet frumos, cu chip strălucitor și demn de a trăi împreună cu Hristos? Cum altfel dacă nu cunoscând atât chipul lui primar, cât și rănile și sărăcia lui de după aceea? Pentru că dacă nu simte plăcere să poarte rănile și vânătăile păcatelor, nici nu-și justifică greșelile, Domnul nu ia în seamă urățenia lui, ci venind la el îl îngrijește, îl vindecă și îi reface frumusețea cea dintâi. Cu o condiție, să nu mai aprobe în sinea sa, precum s-a spus, cele săvârșite și să nu se mai complacă în săvârșirea faptelor rele. În același timp să strige cu toată puterea către Domnul pentru ca, având ajutorul Duhului celui bun, să se învrednicească a se elibera de patimi. Tot Sfântul Macarie egipteanul ne spune că Domnul însuși a spus că sufletele celor drepți se transformă în lumina cerească. Atunci când a zis apostolilor săi, voi sunteți lumina lumii. Transformându-i în lumină, Mântuitorul a rânduit ca lumea să fie luminată de ei, pentru că a zis, aprinzând oamenii lumina, nu o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Iată, prin aceste cuvinte, Mântuitorul vrea să spună, nu ascundeți darul pe care l-ați primit de la mine, ci dați-l tuturor celor ce voiesc să-l aibă. Și iarăși, spune Mântuitorul, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este bun, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Deci dacă lumina care este întru tine este întuneric, cât de mare oare va fi atunci întunericul? Deci, potrivit cuvintelor Mântuitorului, noi toți suntem chemați la lumină. Suntem chemați să ne înveșmântăm în lumină prin virtuți și fapte bune. Prin urmare, continuă Sfântul Macarie egipteanul, așa cum ochii sunt lumina trupului, și atunci când ochii sunt sănătoși, tot trupul este plin de lumină, iar atunci când cade ceva în ei și se întunecă, tot trupul se întunecă, așa au fost puși și apostolii să fie ochii și lumina a toată lumea. De aceea le-a zis Domnul, dacă voi care sunteți lumina lumii veți fi statornici și nu vă veți clătina, iată, tot trupul lumii va fi luminat. Iar dacă voi care sunteți lumina vă veți întuneca, cât de mare va fi atunci întunericul care este lumea. Deci lumină făcându-se apostolii, lumina au transmis celor ce au crezut, luminând inimile acestora cu lumina cea cerească a Duhului, de care și ei au fost luminați. Iată de ce, dragi ascultători, Mântuitorul Hristos îi îndeamnă pe ucenici, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Hristos le spune ucenicilor săi, eu am aprins lumina. Grija voastră este ca lumina să rămână aprinsă nu numai pentru voi, ci și pentru cei ce se vor bucura de strălucirea ei și vor fi conduși la adevăr. Bârfele și defăimările nu vor putea umbri strălucirea voastră,
Dacă veți duce o viață desăvârșită ca unii ce veți aduce la învățătura mea întreaga lume. Arătați deci o viață vrednică de harul ce l-ați primit. După cum harul se propovăduiește pretutindeni, tot astfel și vestea faptelor voastre bune merge împreună cu el. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, și ne explică Sfântul Ioan Gură de Aur acest lucru, dacă veți trăi drept, le spune Hristos apostolilor, nu numai că veți îndrepta lumea, dar veți face ca și Dumnezeu să fie slăvit. Dar dacă veți avea o viață păcătoasă, veți duce și pe oameni la pieire și veți face ca și numele lui Dumnezeu să fie hulit. Dragi ascultători, meditând la toate aceste cuvinte, să căutăm să ne păstrăm haina luminoasă a botezului. Sau, dacă ea se pătează, să o albim din nou prin pocăință, prin harul și lumina Sfintei Liturghii, căci numai așa putem să fim lumina lumii și să ne înveșmântăm în lumina dumnezeiască. Dragi ascultători, aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Grigorie Teologul. Precum soarele este pentru cele ale simțurilor, așa este Dumnezeu pentru cele ale sufletului.